Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurări la Praga că o eventuală victorie a Federației Ruse asupra Ucrainei va duce la sfârșitul Republicii Moldova ca stat liber, transmite EFE citată de Ager Press. Dacă Rusia ar triumfa, acest lucru ar pune capăt probabil și existenței Republicii Moldova ca stat liber, deoarece ar însemna pierderea libertăților politice și civice, a spus Sandu la deschiderea Forumului 2000 de la Praga. După ce a denunțat că invazia rusă a fost menită să pună capăt existenței Ucrainei ca stat suveran și a poporului ucrainean ca națiune, Maia Sandu i-a îndemnat pe aliații Kievului să împiedice victoria a Rusiei. Mai mult, pentru a-și consolida democrația, Republica Moldova speră să facă progrese pentru a se integra pe deplin în Uniunea Europeană, a adăugat ea. După ce decenii la rând a făcut parte din fostul bloc sovietic, a venit momentul ca statul cu 2,7 milioane de locuitori să urmeze lumina de la capătul tunelului și să intre într-un refugiu sigur în UE și să-și consolideze democrația, subliniat Sandu. Precizăm că în martie 2022, la câteva zile după începerea invaziei ruse în Ucraina, Republica Moldova a solicitat oficial aderarea la UE și i s-a acordat statutul de țară candidată în același an. În timpul vizitei sale la Praga, Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele ceh Petr Pavel, cu premierul Petr Fiala, dar și cu șefii celor două camere ale legislativului ceh.